și bunătate, care după cum știm că sunt veșnice, care ne constrânge și arătat în jertfa sa de răscumpărare. Domnul Iisus, exemplu pentru noi, un exemplu minunat, o țintă care ne este înainte, care ne conduce. Dar și pentru noi și pentru întreaga omenire a fost această și este această răscumpărare. De aceea mai slavă, laudă, cinste, respect, binecuvântări și așa cum am amintit, mulțumiri fie aduse lor pentru paza, ocrotirea de peste noapte, că ne-a trezit din nou la viață. La viața aceasta omenească, fiască. Dar după cum știm, ne-a trezit și la viața veșnică. Așa cum spune în Psalmul 118, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul. Să ne bucurăm și să ne veselim în ea. Doamne ajută! Doamne dă izbândă! Binecuvântat să fie Cel ce vine în numele Domnului. Domnul să ne binecuvânteze. Amin. Dar ne-a pus îndemn în inimile și mințile noastre și simțurile noastre să venim în acest loc unde cu toții ne bucurăm. Ne veselim că ne vedem din nou fețele. Așa cum spune în Psalmul 100, slujiți Domnului cu bucurie, veniți cu veselie înaintea Lui. De ce? Pentru că știm că Domnul este Dumnezeu. El ne-a făcut, a Lui suntem, noi suntem poporul Lui și turma pășunii Lui. În Psalmul 68:19, binecuvântat să fie Domnul care zilnic ne poartă povara, Dumnezeu, mântuirea noastră. Dumnezeu este pentru noi Dumnezeul izbăvirilor și Domnul Dumnezeu ne poate scăpa de moarte. De care moarte? Ne gândim la aceasta. Binecuvântați pe Dumnezeu în adunări, binecuvântați pe Domnul cei ce coborâm din casele noastre, căci venim în acest loc să aducem laudă, cântări de laudă și mulțumiri, cum am amintit. În Psalmul 84 spune frumos, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Cât putem să laudăm în fiecare zi de dimineață până seara. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în acolo inimă locuiește încrederea în Tatăl și în Domnul Iisus. Versul 5. Versul 15 din 8:6. Dar Tu, Doamne, Tu ești un Dumnezeu îndurător și milostiv, îndurat, îndelung, răbdător și bogat în bunătate și în credincioșie. Vedem frumos, spune. De aceea să spunem și noi ca și David, satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea Ta și toată viața noastră ne vom bucura, în Psalmul 90:14, și ne vom veseli. Vedem? Domnul ne spune multe versete să ne bucurăm, să ne veselim, pentru că stăm, avem pacea Lui, odihna Lui și nu trebuie ca toate îngrijorările de zi de zi să ne gândim la ele. Să venim aici fericiți că ne vedem împreună. De aceea, împreună, să aducem cântări de laudă și cu cântarea 85, Tată Ceresc, noi ai Tăi fii. Să nu uităm că suntem copii. Suntem sub mâna protectoară a Lui și El este un Tată, așa cum am citit, un Creator minunat și are un plan minunat care ne mântuiește. Deci cu cântarea 85 și cu rugăciunea fratelui Sandu Sitar, vom începe programul de astăzi. Doamne, să ne ajute, Domnul să ne binecuvânteze. Iar la, așa cum spunem, Psalmul 95, o, deci cu 7, căci El este Dumnezeul nostru, așa cum am amintit. O, de a-ți asculta azi glasul Lui, căci ascultăm zi de zi, vom asculta glasul Domnului prin fratele Eugen. Domnul să-l binecuvânteze, să-i dea cuvânt drept din acest adevăr minunat. Iar la noi urechi și inimi deschise, să ascultăm planul Lui minunat, din cuvintele Lui minunate, care ne hrănește această viață veșnică. Deci cântarea 85.
ne plecăm în cer, nu? Iubitul nostru Părinte Ceresc, Dumnezeu Atotputernic, ne plecăm cu umilință și supunere la tronul Tău de milă și îndurare și îți mulțumim, Părinte Atotputernic, că ai mai adăugat această zi la viața noastră. Îți mulțumim că Tu ai fost pază de apropierea noastră din timpul nopții și ne-ai ajutat să venim în acest loc pentru a cinsti mării și lăuda numele Tău cel Sfânt. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai creat ființe umane și putem discerne, tot cu ajutorul Tău, binele de rău. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai făcut cunoscut caracterul Tău. Tu ești un Dumnezeu puternic. Tu ești un Dumnezeu înțelept. Tu ești un Dumnezeu drept și un Dumnezeu mai ales iubitor. Îți mulțumim, Doamne, pentru dragostea care ai arătat-o față de lume, care s-a materializat prin trimiterea Fiului Tău la vremea cuvenită pentru a salva omenirea din neant, din uitare veșnică. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai făcut cunoscut toate aceste lucruri. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai arătat care este calea, adevărul și viața prin Fiul Tău, care ne-a deschis drumul spre Tine, iar acum putem să-ți spunem, Tată, cât de minunat este planul Tău de mântuire pentru oameni. Îți mulțumim, Doamne, că ne-ai făcut cunoscut și nouă. Iar pe această cale îngustă pe care ne-am angajat, ajută-ne, Doamne, să nu cădem de oboseală și mai ales să nu cumva să ne întoarcem înapoi din drum. Îți mulțumim, Doamne, pentru toate acestea. Acum Te rugăm, Doamne, că Tu ai spus că acolo unde doi sau trei vor fi adunați în numele Tău, vei fi prezent în mijlocul lor. Fii, Doamne, prezent și în mijlocul nostru și ajută-ne să învățăm așa cum trebuie cuvântul Tău. Să putem călăuzi, ajutați de Tine, până când vom ajunge în frumoasa Tău împărăție, la promisiunile nespuse de mari și scumpe. Fii, Doamne, cu toți cei care n-au putut să vină în acest loc, în această zi minunată. Fii, Doamne, cu cei bolnavi, stai la căpătâiul patrul lor de suferință și arată-le, Doamne, că nu i-ai părăsit. Îndulcește-le suferințele prin prezența Ta și ajută-i să nu-și piardă nădejdea în Tine. Îți mulțumim, Doamne, că nu ne părăsești. Toate le cerem prin Domnul nostru Iisus Hristos, prin al Cărui nume venim și îți mulțumim. Te lăudăm și Te mărim, acum și în veci de veci. Amin. Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos și binecuvântat să fie Iisus Hristos, prin a Cărei merite suntem și astăzi aici. Așa cum a spus și fratele Sandu, acolo unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, spunea Domnul Iisus, acolo voi fi și eu. Și rog pe Dumnezeu Tatăl să lase Duhul Său cel Sfânt astăzi aici, în această adunare noastră, ca să putem învăța din cuvântul Lui după voia Lui. Sigur, joi s-a început un studiu pe Epistola lui Pavel către Tit, cei care ați fost, știți? Și eu m-am gândit că ar fi potrivit să continui un pic, pentru că acolo, în această epistolă, frumoasă a lui Pavel către Tit, există o învățătură foarte profundă pentru omul duhovnicesc. Și de aceea o să vă rog să deschidem Bibliile astăzi la Epistola lui Pavel către Tit și o să dau citire capitolului 2. Noi am învățat joi până în capitolul 1 până la versetul 9. Aici spunea Pavel așa către Tit și numai către Tit și către toți credincioșii din Biserica lui Hristos. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Spune că cei bătrâni trebuie să fie treji, vrednici de cinste, cumpătați, sănătoși în credință, în dragoste, în răbdare. Spune că femeile în vârstă trebuie să aibă o purtare cuvincioasă, să nu fie nici clevetitoare, nici de date la vin, să învețe pe alții ce este bine.
ca să învețe pe femeile mai tinere să-și iubească bărbații și copiii, să fie cumpătate cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, supuse bărbaților lor, pentru ca să nu se vorbească de rău cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește de asemenea pe tineri să fie cumpătați. Și dă-te pe tine însuți pildă de fapte bune, în toate privințele. Iar în învățătură dă dovadă de curăție, de vrednicie, de vorbire sănătoasă și fără cusur, ca potrivnicul să rămână de rușine și să nu poată să spună nimic rău de noi. Sfătuiește pe robi să fie supuși stăpânilor lor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure nimic, ci totdeauna să dea dovadă de o desăvârșită credincioșie, ca să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu, Mântuitorul nostru. Căci harul lui Dumnezeu, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat și ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în veacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. El s-a dat pe sine însuși pentru noi, ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un orod care să fie a Lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Spune lucrurile acestea, sfătuiește și mustră cu deplină putere. Nimeni să nu te disprețuiască. Amin. Amin. Despre Tit, o să repet câteva aspecte. El a fost unul dintre cei convertiți între neamuri de Pavel. A fost lăudat în biserica din Ierusalim și găsim relatat despre lucrul acesta în Galateni, capitolul 2. Haideți să citim. În fața apostolilor a fost lăudat. 2, Galateni, capitolul 2, de la 1 o să citesc. După 14 ani, m-am suit din nou la Ierusalim împreună cu Barnaba și am luat cu mine și pe Tit. M-am suit în urma unei descoperiri și le-am arătat Evanghelia pe care o propovădesc eu între neamuri, îndeoseb celor mai cu vază, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat în zadar. Nici chiar Tit, care era cu mine, măcar că era grec, n-a fost silit să se taie împrejur, din pricina fraților mincinoși, furișați și strecurați printre noi, ca să pândească slobozenia pe care o avem în Hristos Iisus, cu gând să ne aducă la robie. Tit, din câte descoperim aici în textul acesta, în această epistolă, a avut niște calități și responsabilități pastorale, pentru că a fost lăsat în Creta, insula Creta, o insulă de 230 de lungime, de kilometri lungime, deasupra nivelului apelor, la întâlnirea dintre Marea Egee și Marea Mediterană, și era o insulă cu o păgânătate majoră. Erau foarte mulți oameni care se închinau la tot felul de zei. Și noi știm că în mitologie și după legendă era insula era guvernată de Zeus. Sigur că Tit nu i-a fost ușor la Tit să se afle între păgâni, între acei oameni și să se aducă la credință. Iar el a lăsat în urma lui foarte multe biserici în Hristos, ne spune textul, în cu epistola lui aici către Tit, la versetul 4, spune: Către Tit, adevăratul meu copil în credința noastră amândurora, har și pace de la Dumnezeu Tatăl și de la Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, ce te-am lăsat în Creta, 5, ca să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi presbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. Ce vreau să vă spun și ce am înțeles din textul acesta al capitolului 2, că acest capitol 2 este un capitol plin de fapte arătate tuturor credincioșilor din Biserica lui Iisus Hristos. Atunci, din acea vreme, și astăzi. Aici în text spune că bătrânii trebuie să mai învețe. Și eu nu cred că este vreun bătrân în Biserica lui Hristos care nu trebuie să mai învețe despre Dumnezeu. Aș putea să întrebă fratele Iulian. Nu-i așa, frate Iulian, că mai trebuie să învățăm, chiar dacă ajungem la o vârstă mai înaintată, să spun așa? Încă n-am ajuns la maturie. Așa este. După aceea,
ne arată că femeile în vârstă trebuie să învețe despre Dumnezeu. Femeile măritate trebuie să învețe, cele cu copii. Femeile nemăritate trebuie să învețe și ele despre Dumnezeu. Ne mai arată că și copiii și tinerii trebuie să învețe despre Dumnezeu. Nici ei nu sunt scutiți. Așa spune aici mai jos, ce sfătuiește de asemenea pe tine să fie cumpătați. În versetul 6 din capitolul 2. Când este vorba de cele duhovnicești, toți cei din Biserica lui Hristos trebuie să învățăm din Cuvântul lui Dumnezeu. Dar nu numai cei din familie, să spun așa, ci și cei care lucrează, noi care lucrăm la diferiți angajatori, ne spune textul, că trebuie să învețe din Cuvântul lui Dumnezeu. Și stăpânii sclavilor, ba mai mult și sclavii, spune aici, sfătuiește pe rog să fie supus stăpânilor lor. Și ei trebuiau să învețe, chiar și sclavii. Știm că atunci, pe vremea aceea, erau sclavi și robi. Bine, și acum este un fel de sclavie și de robie, dar e un pic diferită. Și stăpânii trebuiau să mai învețe pentru că pentru a-și putea construi un caracter frumos, vrednic de Iisus Hristos și de Împărăția Lui. Și lucrul acesta ne spune Pavel în Efeseni că și stăpânii trebuie să mai învețe. În Efeseni, capitolul 6, cu versetul 9, zice, și voi, stăpânilor, purtați-vă la fel cu ei, feriți-vă de amenințări ca unii care știți că stăpânul lor și al vostru este în cer și că înaintea lui nu se are în vederea fața omului. Acum o să pun o întrebare. Dar de ce trebuie să învățăm despre Dumnezeu? De ce fiecare trebuie să mai învățăm despre Dumnezeu? Nu a trebuit să ne oprim undeva? Citim aici în Epistola de Pavel către Tit, în versetul, capitolul 2, versetul 11, citim un lucru foarte, foarte, foarte interesant. Zice, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Acest har al lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Pentru toți oamenii. Nu putem deveni o făptură nouă dacă nu lucrăm cu harul lui Dumnezeu. Nu putem deveni o făptură nouă, nou, dacă nu cooperăm cu harul lui Dumnezeu. Pavel spune în 1 Corinteni, capitolul 15, versetul 10, spune, prin harul lui sunt ceea ce sunt. Prin harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Prin harul lui Dumnezeu sunt ce sunt. Ce frumos! Și noi, tot la fel, putem spune că prin harul lui Dumnezeu suntem ceea ce suntem. Așa cum a spus cântarea, că tot ce am e har nemeritat. Așa este. Ce am eu, ce am eu să nu fi primit? Și dacă am primit de la Dumnezeu, de ce mă laud ca și cum n-aș fi primit? Spunea Pavel în Corinteni, capitolul 4. Noi, ca și credincioși, care auzim des acest cuvânt har, oare știm cu adevărat ce înseamnă acest cuvânt har? Eu, și cred că nici voi, n-am putea da o definiție acestui cuvânt har. Dar prin citirea Cuvântului lui Dumnezeu și prin credință, aflăm ce înseamnă acest cuvânt har. Dacă ne ducem prin Evanghelii, găsim relatat o pildă, și nu numai o pildă, sunt mai multe, dar aceasta este o pildă extraordinară. În Matei, capitolul 18, Domnul Iisus îi învață pe ucenici și pe cei care îl ascultau despre iertare. Și la un moment dat spunea, acolo într-un verset, că Domnul Iisus spunea că dacă fratele tău a greșit împotriva ta, ia deoparte, mustră-l și dacă recunoaște greșeala, ai câștigat pe fratele tău. Iar Petru mai jos, în text, în Matei, capitolul 18,
Mulțumesc. În Matei, capitolul 18, spune așa. Petru, zice că s-a apropiat de Iisus la un moment dat când a auzit despre iertare și a întrebat. Doamne, zice aici, capitolul 18, Matei, cu versetul 21. Atunci Petru s-a apropiat de el și i-a zis. Doamne, de câte ori să iert pe fratele meu când va păcătui împotriva mea? Până la 7 ori? Și Domnul Iisus îi spune. Iisus i-a zis. Eu nu zic până la 7 ori, ci până la 70 de ori, 7. A rămas surprins Petru. Nu cred că se aștepta la lucrul acesta. Acum, dacă mergem mai jos, Iisus nu se lasă și spune o pildă pentru Petru și pentru ceilalți. O pildă ca să înțeleagă lucrul acesta. Și știm că era un împărat care a venit să se socotească cu datornicii lui. Și a spus către robii lui, chemați pe datornici să mă socotesc cu ei. Și l-au adus pe unul care era dator cu 10.000 de talanți. O sumă enormă, 10.000 de talanți. Și spune omul în fața împăratului, n-am cu ce-ți plăti. Nicio problemă, vinde tot, vinde pe el familia, vinde absolut tot ce are, ca să poți să-mi recuperezi datoria. Și spune în versetul 26, că robul s-a aruncat la pământ, i s-a închinat și a zis, Doamne, mai îngăduie-mă și îți voi plăti tot. Iar paradoxul, să spun așa, vine în versetul 27, când spune stăpânul robului aceluia, făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. I-a iertat, deci m-am întârziat. Nu. I-a iertat datoria. 10.000 de talanți. V-am spus că în împărăția lui Solomon, odată, în 2 Cronici, capitolul 9 cu 13, dacă pot să alin, spune că venitul lui Solomon, regatul lui Solomon, pe un an de zile era de 660 de talanți. 666 de talanți. Și aici era vorba de 10.000 de talanți. Deci o sumă enormă. Enormă. Irod, mi se pare, dar nu mai știu foarte bine, Irod, pe vremea Domnului Iisus, spune că regatul lui Irod era undeva în jur de 300 de talanți, 300 și ceva de talanți, era pe un an de zile, am citit în ceva cărți. Venitul. Și aici spune în 27, stăpânul robului acelea făcându-i se milă de el, i-a dat drumul și i-a iertat datoria. Extraordinar. Spune că i-a iertat datoria. Adică după ce în versetul 25 găsim un împărat justițiar, da? Unde spune, fiindcă el n-avea cu ce plăti, stăpânul lui a poruncit să-l vândă pe el, pe nevasta lui, pe copiii lui și tot ce avea și să, plătească datoria. Și după aceea, în versetul 27 vine și spune că i s-a făcut milă de el și a iertat toată datoria. O atitudine în fața căreia s-a dus toată justiția. Toată justiția celui împărat. Din punct de vedere uman, așa ceva este imposibil. Nimeni nu o să-ți ierte așa ceva niciodată, din punct de vedere uman. Nu-i logic să, din punct de vedere uman, să vină ceva să-ți ierte 10.000 de talanți. S-au dus toți 10.000 de talanți, într-o clipă. Te ierte toată datoria, i-a spus. Am spune cu cuvintele noastre, de acum înainte poți să mergi la casa ta, să dormi liniștit. Poți să fii împăcat sufletește, că dacă mi-erai dator cândva, acum te-am iertat. Eu ți-am iertat totul. Să știți că acest limbaj nu poate fi unul uman, ci el este un limbaj divin. Și Domnul Iisus Hristos redă aici în text relația lui Dumnezeu Tatăl cu cel păcătos. Redă relația lui Dumnezeu cu cel păcătos. Redă relația Tatălui cu mine, cu tine, cu toți cei păcătoși. Și arată, prin această relație dintre Dumnezeu și cel păcătos, arată harul mare al lui Dumnezeu, care s-a arătat față de om. Pentru că acest text nu vorbește despre un har interuman, oricare ar fi el. Și vorbește despre harul lui Dumnezeu pe care Domnul Hristos ni l-a comunicat prin Evanghelia sa. Pentru că Evanghelia sa este vestea bună. Așa ne spune cuvântul. Evanghelia este vestea bună. Pe care o aduce Iisus Hristos omului
Iar Pavel, dacă ne aducem bine aminte, la o întâlnire cu presbiterii din Efes, spune despre lucrul acesta. O să mă duc în Fapte, capitolul 20, Faptele Apostolilor, capitolul 20, de la versetul 17, o să citesc, spune așa. Însă din Milet, Pavel a trimis la Efes și a chemat pe presbiterii bisericii. Și apoi să citesc 24. Dar eu nu țin numai decât la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să îmi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus, ca să vestesc Evanghelia Harului Lui Dumnezeu. Adică am primit Evanghelia aceasta Harului Lui Dumnezeu și o duc și o vestesc tuturor celor care vor să creadă. Dacă nu vrei să crezi, nu vrei să crezi. Asta este. Dar cine vrea să creadă, Evanghelia aceasta a fost dusă pentru toți cei care vor să creadă. Să fie salvați de la moarte și de judecata lui Dumnezeu, care are să vină la un moment dat peste omenire. Așa cum ne spune Ioan, Domnul Iisus în Ioan, capitolul 5 cu 24, o să citesc. Spune, adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis are viață veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Și apoi o să citesc 28-29. Nu vă mirați de lucrul acesta, care l-a spus mai înainte Domnul Iisus, pentru că vine ceasul când toți cei din morminte vor auzi glasul Lui și vor ieși afară din ele. Cei ce au făcut binele vor învia pentru viață, iar cei ce au făcut răul vor învia pentru judecată. Iar în Romani, Pavel, în Romani, în capitolul 8, versetul 1, prima parte a versetului, spune că cei care sunt în Hristos Iisus nu sunt osândiți. Acum, dar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Amin. Domnul Iisus dorește ca prin acest har care l-a dus prin Evanghelie să arate cât de mare este inima lui Dumnezeu. Cât de mare este inima lui Dumnezeu. Așa cum a spus Domnul în Evanghelia acelui om, îți iert totul. Și prin asta, Domnul Iisus Hristos ne-a deschis o fereastră, o ușă, spre inima lui Dumnezeu. Să vedem în inima lui Dumnezeu cât de bun este față de noi, oamenii păcătoși. Și că El, dacă venim la El, ne iartă. De ce mulți dintre noi, de ce mulți oameni se plictisesc la serviciile divine? De ce se plictisesc oamenii la serviciile divine? Și ne plictisim la serviciul divin. Ar trebui să ne plictisim când știm că cineva ne-a iertat, așa cum ne-a iertat la cel om, 10.000 de ani, când știm că cineva ne-a iertat totul. N-ar trebui să ne plictisim. Ar trebui să fim foarte atenți de fiecare dată și să ne bucurăm în Domnul de iertarea pe care ne-a dat-o. Dumnezeu ne-a iertat de păcatele noastre și suntem liberi să ne întoarcem la bucuriile noastre. Asta aflăm de fiecare dată când venim în adunare și se vorbește de iertarea dată prin Iisus Hristos. N-ar trebui să ne plictisim atunci când știm că suntem eliberați, așa cum ne spune Domnul Iisus în Ioan, în Evanghelie, în capitolul 8, versetele 30-31. Spune, pe când vorbea Iisus astfel, mulți au crezut în El. Și a zis iudeilor care crezuseră în El, dacă rămâneți în cuvântul meu, sunteți în adevărul ucenicii mei. Veți cunoaște adevărul și adevărul vă face slobozi. Amin. Amin. Acum vine întrebarea. În cine și prin cine a venit eliberarea aceasta? Și bucuria aceasta pe care Dumnezeu ne-a dat-o prin Evanghelie? Cine a fost mesagerul? Cine a fost solul pe care Dumnezeu l-a trimis să vestească această Evanghelie a Harului? Domnul Iisus. Domnul Iisus, slăvit să-i fie numele. El a fost desemnat să ne aducă această Evanghelie minunată. Această veste bună a Harului, care ne deschide o cale liberă spre împărăția Harului lui Dumnezeu. Iisus Hristos, slăvit să-i fie numele. De ce Domnul Iisus Hristos?
Biblia ne spune foarte frumos, Fapte 4:12. Spune, în nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Dar de ce avem nevoie de acest har acum? Altă întrebare. De ce avem nevoie zi de zi de acest har al lui Dumnezeu? Pentru că Biblia spune foarte clar că plata păcatului este moartea. Plata păcatului este moartea. Romani, capitolul 6, versetul 23. Romani 6, 23 spune, fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică în Iisus Hristos, Domnul nostru. Ce frumos! Ce frumos! Deci Domnul Dumnezeu, Tatăl nostru, a făcut din Domnul nostru Iisus mesagerul Harului și a adus acest Har, care este un dar fără plată. Iar Pavel ne spune asta în Roman 5:15. Dar cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Căci dacă prin greșeala unui singur om, adică a lui Adam, cei mulți au fost loviți cu moartea, apoi cu mult mai mult Harul lui Dumnezeu și darul pe care ni l-a făcut Harul acesta într-un singur om, adică în Iisus Hristos, s-au dat din belșug celor mulți. Amin. Dar de ce am fost mântuiți sau chemați? Pentru faptele noastre bune? Nu. Biblia ne spune că nu. În 2 Timotei, capitolul 1:9, 2 Timotei, capitolul 1:9, spune așa. Zice, El ne-a mântuit și ne-a dat o chemare sfântă, nu pentru faptele noastre, ci după hotărârea Lui și după harul care ne-a fost dat în Hristos Iisus înainte de veșnicii. Deci a fost hotărârea Tatălui. Să ne cheme și să ne dea acest har. Nu pentru faptele noastre, spune aici. Exact ca și omul cel iertat. De către împăratul lui. Și acel om a fost iertat așa. Că a vrut stăpânul să-l ierte. A venit și a cerut iertat, milă, a cerut că a căzut în genunchi. Ce a adus acel om în fața împăratului? Mai mult decât plânsul lui, decât plecarea care a făcut-o în fața împăratului. Ce a adus mai mult? Absolut nimic. Atât a dus. Iar acelui împărat i-a făcut milă și a spus, te iert, e toată datoria ta. O frângere de inimă și capul plecat. Atât. Dar aici Timotei se spune clar că nu pentru faptele noastre bune, ci așa a hotărât El și după harul care ne-a fost dat în Hristos înainte de veșnicii. Apoi versetul 10 din 2 Timotei, capitolul 1:10, spune așa. Acest har, este acest har, dar care a fost descoperit acum, prin arătarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a nimicit moartea și a adus la lumină viața și neputrezirea prin Evanghelie. Amin. În niciunul dintre prorocii Vechiului Testament nu ni s-a dat acest har. Ei nu mai au vorbit despre acest har. Și Petru spune lucrul acesta. 1 Petru, capitolul 1:10. Spune, prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ce frumos! Dumnezeu a gândit acest lucru și ne-a dat acest har în Fiul Său. În Efeseni, Pavel spune frumos, Efeseni 1:5-6, despre acest lucru. Zice, ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voii sale, spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în preiubitul Lui. Amin. Domnul Iisus, Ioan spune în Evanghelie, căci cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Ioan, capitolul 1, cu versetul 14. Atunci, de ce ne temem că Dumnezeu nu ne va ierta?
De ce ne temem că Dumnezeu nu ne va ierta? De ce ne murăm pentru păcatul nostru? Să venim la Domnul Iisus, că din El putem primi har după har. Căci legea a fost dată prin Moise. În Ioan spune foarte frumos 1.16-17 despre lucrul acesta. Ioan 1.16-17 zice așa. Și noi toți am primit din plinătatea Lui și har după har. Căci legea a fost dată prin Moise. Dar harul despre care vorbim și adevărul au venit prin Iisus Hristos. Amin. Amin. Slăvit să fie numele Lui Iisus Hristos. În Evrei, Pavel spune că să ne ațintim privirile spre căpetenia desăvârșirii. Evrei, capitolul 12, cu versetul 2. Evrei, capitolul 12, cu versetul 2, zice să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnie a lui Dumnezeu. Amin. Sigur că la toți Sfinții ne uităm, în general. Dar la Domnul Iisus ne uităm nemijlociu. Pentru că Pavel spune în Colosenilor, în capitolul 1, versetele 19 și 20, următoarele. De ce trebuie să ne uităm la Domnul Iisus Hristos nemijlociu? Coloseni 1, 19, 20. Căci Dumnezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El. Toată plinătatea să locuiască în El. Și să împace totul cu sine prin El, atât ce este pe pământ, cât și ce este în ceruri. Făcând pace prin sângele crucii Lui. Amin. De aceea numele Lui îi pomenim, în numele Lui ne rugăm, în numele Lui facem poezii, în numele Lui cântăm și facem cântări. Și tot Pavel spune despre lucrul acesta în Coloseni, capitolul 3, cu 17. Spune acolo așa, zice, și orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, deci orice faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Și mulțumiți prin El lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Amin. Filip, unul din ucenicii Domnului Iisus, la un moment dat îl întreabă. Doamne, așa de mult am vrea să vedem pe Tatăl. Iisus era cu ei. Și totuși, Filip spune, Doamne, așa de mult am vrea să vedem pe Tatăl. Și Domnul Iisus îi răspunde. Citim asta în Ioan, capitolul 14. Versetul 8. Zice, Doamne, i-a zis Filip, arată-ne pe Tatăl și ne este de ajuns. Iisus i-a zis, de atâta vreme sunt cu voi și nu mai cunoscut Filipe. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Cum zici tu, dar arată-ne pe Tatăl. Adică Domnul Iisus Hristos vrea să-i spună, Filipe, tu ai pe Tatăl în mine. Dacă tu te uiți la ce spun eu, ascult ce spun eu. Dacă tu te uiți la ceea ce fac eu, tu îl vezi pe Tatăl în mine. Dacă vrem să știm cum arată Dumnezeu Tatăl, noi trebuie să ne uităm la Domnul Iisus. Simplu. Care este oglindirea slavei lui Dumnezeu? În Evrei, capitolul 1, cu versetul 3, spune așa. Evrei, capitolul 1, cu 3. El, despre Iisus Hristos, se spune aici, El care este oglindirea slavei Lui și întipărirea ființei Lui și care ține toate lucrurile cu cuvântul puterii Lui, a făcut curățarea păcatelor și a așezut la dreapta măririi în locurile prea înalte. Amin. Sigur că Filip ar fi vrut și ar fi dorit să vadă pe Tatăl și ar fi dorit mult lucrul acesta. Și Domnul Iisus i-a spus, eu sunt aici. Eu sunt aici. Ceea ce spun eu. Uite-te atent la ce spun eu. Uite-te atent la ce fac eu. Uitați-vă atent la ce spun și fac eu. Și-l vedeți pe Tatăl.
Oricine te va întreba, oricine te va întreba vreodată cum arată Dumnezeu, trebuie să-i răspundem în felul următor. Uitați-vă în Evanghelie cum arată Domnul Iisus și ceea ce a făcut Domnul Iisus. Și îl veți vedea și veți ajunge să cunoașteți cum este Dumnezeu. E foarte important pentru oameni să citească Evangheliile. Și dacă se citesc Evangheliile, poți să dai seama cum este Dumnezeu. Căci Dumnezeu, așa cum am spus, s-a gândit în mod deplin în Fiul Lui. La cruce, Iisus a luat păcatele oamenilor asupra Lui. Prin jertfa s-a făcut curățire și iertarea pentru păcate. Iar la cină, când a luat pâinea și a frânt-o și paharul, și-a rostit următoarele cuvinte, în Matei 26:26, o să citesc. Matei 26:26. Spune următoarele Domnul Iisus. Așa. Zice, pe când mâncau ei, Iisus a luat o pâine și după ce a binecuvântat, a frânt-o și a dat-o ucenicilor zicând, luați, mâncați, acesta este trupul meu. Apoi, a luat un pahar și după ce a mulțumit lui Dumnezeu, l-a dat zicând, beți toți din el, căci acesta este sângele meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulți spre iertarea păcatelor. Spre iertarea păcatelor. Aici e esența. Sângele Domnului Iisus Hristos s-a vărsat pentru mulți spre iertarea păcatelor. Acel dator e din pildă. Dacă l-ar fi întrebat pe împărat, dar chiar m-a iertat? Dar chiar toată datoria m-a iertat așa, dintr-o dată? Și nu mai trebuie să-ți dau nimic? Sigur că împăratul s-ar fi supărat pe el. Cu siguranță s-ar fi supărat. Dar el a crezut. În momentul în care a zis că i s-a făcut milă de el și l-a iertat toată datoria, el a crezut. El a crezut. De aceea mulți, în loc să creadă în harul acesta, își pun întrebarea. Dar oare chiar este adevărat ce spune omul acela acolo? Este acea cântare frumoasă, Rudi, nu te îndoi și crede. Pavel spunea următoarele în Romani, capitolul 5, despre acest lucru, în capitolul 5, versetele 1 și 2. Deci, fiindcă suntem socotiți neprihăniți prin credință, avem pace cu Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Lui îi datorăm faptul că, prin credință, am intrat în această stare de har de care vorbim, în care suntem și ne bucurăm în nădejdea slavei Lui Dumnezeu. Amin. Harul lui Dumnezeu m-a salvat și nu mă condamnă. Mai este o pildă frumoasă în Biblie. Se spune că un tată a avut doi fii și unul la un moment dat s-a săturat de taică, s-a săturat de casă, de frate, de tot și a zis, tată, te rog să-mi dai partea mea de avere, că eu vreau să mă duc în lume. Nu mai vreau să slujesc. Vreau să mă duc în lume. Vreau să-mi trăiesc viața. Vreau să mă simt bine, vreau să fac ce vreau eu. Vreau să trăiesc cu femei, vreau să mă destrăbălesc, vreau să fac ce vreau eu. Dă-mi, te rog, partea de avere. Nu spune nicăieri că taică s-a stat la negocieri și așa mai departe. Absolut nicăieri. Spune că taică s-a dat partea lui, el și-a luat de saga în spate și-a plecat. A plecat în lume. La un moment dat, spune după ce a cheltuit toți banii și a venit sărăcie în acea țară, spune că n-am mai avut ce mânca. Și a căutat de lucru. Dar fiindcă era sărăcie, găseai greu de lucru. Și spune că a găsit pe cineva care i-a dat de lucru. La ce? La porci. Avea crescătorie de porci și l-a trimis să grijească de porci. Și spune că nu a apucat să mănânce din roșcoavele care le primea pentru porci. Pentru că nu, nici alea nu ajungeau să, nu ajungeau să mănânce din ele. Și la un moment dat spune că și-a venit în fire. Și-a venit în fire. Și a spus, măi, stai în bine. În țara mea, la tatăl meu, este mâncare, este hrană. O să mă întorc la el. Dar nu mai vreau să fiu robul lui. Nu mai vreau să fiu fiul lui. O să-i spun, tată, fă-mă ca unul din sclavii tăi. Pentru că sclavii tăi, robii tăi, mănâncă mai bine decât mine aici. Și au mai multe decât am aici. Nu mai vreau să fiu fiul.
În Luca 15, în Luca 15 este relatat această pildă. Și și sigur că da, Avșari, venindu-și în fire, hai aici lângă mine și să povestim. Haide! Haide! Spune că venindu-și în fire, a mers la tatăl său. Și tatăl său spune că înainte de a ajunge la casă, zice că i-a fugit înainte. I-a fugit înainte și l-a prins în brațe, l-a strâns în brațe și a zis, tată, nu, nu, nu mai meri să fiu fiul tău. Ți-am cheltuit averea care mi-ai dat-o, ți-am cheltuit banii, am făcut ce am vrut, nu mai meri să mai fiu fiul tău. Vreau să mă faci ca pe unul din sclavii tăi. Ce a făcut taică-său? Ce a făcut? A luat un inel și l-a pus în deget. Un inel. Un inel care a declarat că este fiul lui. I-a luat cea mai bună haină și i-a pus-o în spate. Și a făcut o masă, a dat o masă pe cinste, în cinstea fiului întors, care a fost pierdut și a fost mort și a înviat. Spuneți-mi dacă are logică ceea ce a făcut tatăl în această pildă. Din punct de vedere uman vorbesc. Nu, nu are nicio logică. Acesta este Dumnezeu. Și Dumnezeu asta vrea ca fiecare să întoarcă la El. Dumnezeu ne vrea pe fiecare în familia Lui, dar asta depinde și de noi. Harul lui Dumnezeu nu condamnă, ci Harul lui Dumnezeu binecuvintează. Și Petru spunea lucrul acesta în 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 12. Spune, v-am scris aceste puține rânduri prin Silvan, care cred că este un frate credincios, ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har despre care vorbim al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Apoi în Tit, aici în epistolă unde am citit, spune în capitolul 2 cu versetul 11, căci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru toți oamenii a fost arătat. Pentru toți oamenii. Și oamenii vin din ce în ce mai greu la acest har. Păcat. Mare păcat. Știm cu toții că înainte de a veni Domnul Iisus Hristos, înainte acest har era numai pentru o națiune. Cu toții știm lucrul acesta. Era numai pentru Israel. Dar Dumnezeu, Dumnezeu, îi spune lui Avram în vechime despre ceea ce o să se întâmple și avea să se întâmple după Domnul Iisus Hristos. Haideți să citim Genesa, capitolul 22, versetul 18. Geneza, capitolul 22, 18. Toate neamurile pământului vor fi binecuvântate în sămânța ta, îi spunea lui Avram, pentru că ai ascultat de porunca mea. De ce? De ce sunt toate neamurile pământului binecuvântate în Avram, în sămânța lui Avram? Pentru că Avram a ascultat de Dumnezeu și de porunca lui. Foarte important acest lucru și de reținut. Dacă n-ar fi fost așa și harul ar fi rămas numai pentru Israel, noi astăzi ne-am fi închinat la proastă, la șarpe, la mărar, la tot felul de plante, la brusture, la gândac, la reptile, la tot felul. Așa cum se închinau egiptenii. Dar binecuvântat fie Domnul Iisus Hristos că prin El s-a adus acest har. Fiindcă harul a venit, am ajuns să mă închin Dumnezeului adevărat. Care a făcut cerurile și pământul și Biblia ne spune despre că în acest har al Evangheliei și în acest har al Evangheliei și îngerii vor să privească. 1 Petru, capitolul 1 cu 12. Interesant. Chiar și îngerii doresc să privească în acest har al Evangheliei. Spune așa. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri, adică profeții Vechiului Testament, pe care vi le-au vestit acum
cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer și în care chiar îngerii doresc să privească. Foarte frumos. Cine a unit naționalitățile în acest har al lui Dumnezeu? Toți credincioșii de pe întreg pământul îs uniți în acest har. Cine a unit? Dumnezeu. Dumnezeu. Prin Domnul Iisus. Ce-a vrut El la schimb? Ce-a vrut Dumnezeu la schimb? Ascultare. Ascultare. Sigur că ascultare, dar înainte de ascultare aș spune că nimic. Nimic. De ce? Întreb, ce trebuie să facă omul ca să apară soarele pe cer? Nimic. Pur și simplu apare soarele pe cer, noi îl vedem și ne încălzim la lumina lui și vedem lucrurile la lumina lui. Stăm liniștiți, el răsare. Cine l-a adus pe Iisus la ușa mea? Iată, îi stau la ușă și bat. Cine aude glasul meu, spune acolo în Apocalips 3:21, iată, îi stau la ușă și bat. Cine aude glasul meu și deschide, eu voi intra la el, voi cina împreună cu el, eu și tatăl meu. Este foarte important să deschidem inima ușii, ușa inimii, să-L primim pe Domnul Iisus. Dar e adevărat că harul îmi cere și ceva, ne cere ceva. Și asta la mulți nu ne place, e adevărat. Și găsim chiar aici relatat în această epistolă a lui Tit. Capitolul 2, cu versetul 12. Și o să o citim. Zice, și ne învață să o rupem cu păgânătatea, așa cum îi învăța și pe cei din vremea aceea, având în vedere că atunci era o păgânătate de nedescris. Ne învață să o rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, dreptate și evlavie. De ce? Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei Mântuitorului nostru Dumnezeu și Mântuitorul Iisus Hristos. Da? Foarte frumos acest verset. Dar oare harul acesta cum ne învață astfel de lucruri? Pe care trebuie să le face, să le facă un om credincios. Oare cum ne învață el? Păi dacă citim în Evanghelie, ne învață Domnul Iisus cum să facem. Ne învață Domnul Iisus cum trebuie să facem. Apoi, mai aflăm cum trebuie să procedăm prin servitorii Domnului. În Tit, aici, Pavel îi spune frumos. Tit era un servitor al Domnului și Pavel la fel. Și spune așa, 2:1. Tit 2:1. Tu însă vorbește lucruri care se potrivesc cu învățătura sănătoasă. Vedem că învățătura harului, sau acest har, are o învățătură sănătoasă. Are o învățătură sănătoasă. Numai noi trebuie să ne lăsăm să fim învățați de această învățătură. Să ne lăsăm lăsați să fim învățați și pe dinăuntru, dar și pe din afară. Și dacă o să facem așa, o să fim ca cei din versetul 14 din 2 Tit, din capitolul 2 din Tit. Zice, El s-a dat pe Sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curețe un rod care să fie a Lui plin de râvnă pentru fapte bune. Așa o să fie fiecare om care se lasă învățat de această învățătură a Harului. Harul este cuvântul cel mai prezent pe buzele celor credincioși. Este cuvântul de temelie al speranței noastre. Și Pavel ne spune despre acest lucru în Efeseni, capitolul 1, la 6 la 8, un pic în continuare la ceea ce am citit. Zice, spre lauda slavei Harului Său pe care ne-a dat în preaiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care L-a răspândit din belșug peste noi, prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. Așa cum am spus că Harul este acea relație dintre omul păcătos și Dumnezeu. Și aș dori să deschidem Biblia la Exod, să vedem acolo, la Exod, capitolul 34, o să vedem 7 trăsături de caracter ale lui Dumnezeu, prin care se exprimă acest har al lui Dumnezeu. Exod 34, capitolul 34, 6-7.
Zice așa. Și Domnul a trecut pe dinaintea lui Moise și a strigat. Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare și milostiv. Încet la mânie. Plin de bunătate și credincioșie. Care își ține dragostea până în mii de neamuri de oameni. Iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Și am să mă opresc. Aici sunt arătate cele 7 trăsături ale lui Dumnezeu. Un Dumnezeu plin de îndurare, așa cum ne spune și milostiv, încet la mânie, plin de bunătate și credincioșie, care ține dragostea până în mii de neamuri de oameni, iartă fără de legea, răzvrătirea și păcatul. Sigur că găsim aici un Dumnezeu drept, dar dacă citim un pic mai departe, găsim și că Dumnezeu se răzbună pe cel sau pe cei care sunt neascultători și care sunt necredincioși. Și pe cei care găsește vinovați, bineînțeles. Nu pe cei necredincioși. Pe cei care găsește vinovați. Dacă ne întoarcem la acel om iertat din pildă, vedem următoarele. Adică, el singur, mai pe urmă, s-a făcut vinovat de fapta care i-a urmat. Știm că a ieșit afară, de la stăpân, a întâlnit pe altul care era dator cu 100 de lei și pentru asta l-a aruncat în închisoare, pentru că nu i-a dat banii respectivi. Și sigur că după aceea împăratul s-a mâniat pe el, aflând de la cei care au văzut lucrul acesta, și l-a pedepsit. Și l-a pedepsit. De aceea vedem că avem un Dumnezeu drept, dar și răzbunător. Harul este cele 7 trăsături ale lui Dumnezeu specificate în Exod 34. Harul lui Dumnezeu este cele 7 trăsături de aici. El n-a fost altceva de-a lungul istoriei decât un Dumnezeu al Harului și un Dumnezeu al oricărui Har. Citim asta în 1 Petru 5 cu 10. 1 Petru 5 cu 10. Spune, Dumnezeul oricărui Har, care v-a chemat în Hristos Iisus la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Creștinul trăiește prin Harul lui Dumnezeu. Iar dacă îl scoți din acest Har, moare. Exact așa cum e un pește. Dacă pe un pește îl scoți din apă și îl lași pe uscat, moare. Așa este și creștinul. Noi suntem într-o stare de har. Și în Evrei, capitolul 4 cu 16, ne spune Pavel acolo lucrul acesta. Evrei 4 cu 16. Zice, să ne apropiem, dar cu deplină încredere de scaunul harului, ca să căpătăm îndurare și să găsim har. Pentru ca să fim ajutați la vreme de nevoie. Amin. În încheiere, am să vă spun o povestioară. Frate, de mic Iisus, pot și cred că o să își dea seama despre ce vorbesc. În Israel, dacă vorbești cu un evreu despre har, el o să spună imediat ce înseamnă pentru ei har. Dacă te duci la piață, la șuc, așa spune în Israel, te duci la piață și ceri un kilogram de portocale, ți se cântărește un kilogram de portocale. Iar evreul, pe deasupra, spune o portocală. Și ei consideră acest lucru har. De ce? Pentru că acea portocală nu ți-o dă din ladă, ci ți-o dă din inimă. Asta face evreul. Mulțumesc, Domnului Dumnezeu, Tatăl, pentru tot. Doresc ca Dumnezeu să vă binecuvinteze. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi cu toți. Amin. Amin. Mulțumim Domnului și fratele Eugen pentru această lecție despre învățătură, despre minunatul plan al Tatălui și a Domnului Iisus de mântuire, despre toate ceea ce ne învață acest adevăr, acest cuvânt minunat și despre dreptatea Tatălui. În 2 Timotei 3 cu 16 spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos ca să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire. Pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Iar mergem în Matei 23 cu 8, spune voi să nu numiți tată, să nu vă numiți tată, rabi, fiindcă unul singur este învățătorul vostru, Hristos, și voi toți sunteți frați. Vedeam.
Și Tată, să nu numiți pe nimeni pe pământ, pentru că unul singur este Tatăl vostru, acela care este în ceruri. Ioan 7 mergem. Cu 16 verset, Iisus le-a răspuns celor din Ierusalim. Învățătura mea nu este a mea, ci a celui ce m-a trimis pe mine. Dacă vrea cineva să facă voia lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Tatăl sau dacă eu vorbesc de la mine. Amin. Și în Eclesiast 12 cu 13 încheie frumos. Să ascultăm dar încheierea tuturor învățăturilor. Teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui. Aceasta este datoria oricărui om. Căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată. Mulțumim încă o dată pentru aceste lecții minunate, pentru aceste îndemnuri. Vom încheia prima parte a programului cu cântarea Mărețul Har. Pentru că s-a amintit de acest har venit de la Tatăl în numele Domnului Iisus. Să nu uităm și aceasta, că s-a adus. Totul să cerem, totul primim în numele Domnului Iisus. Deci Mărețul Har, cântarea. Iar cu rugăciunea câtorva frați, câți frați doresc. Să nu uităm aceasta, căci Domnul cere și dorește ca să ne rugăm lui și surori să aducă rugăciuni.
sfințească semnul tău, vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și aici pe tine. Tatăl nostru din cerul, îți mulțumim și în această zi, pentru că ne-ai pus îndemnul pe inimă să venim în acest loc, să ducem ție slavă, cinste onoare. Îți mulțumim pentru Fiul tău, Iisus Hristos, pe care ai venit în lume să moară pentru noi păcătoși. Îți mulțumim pentru harul mare pe care ne-ai dat prin el. Îți mulțumim, Doamne Dumnezeule, pentru dragostea ta și pentru bunătatea ta. Îți mulțumim pentru credincioșia ta, căci pentru tine, Doamne, stăm noi pe dar. La tine venim, Doamne, să ne închinăm și ție venim să-ți preamărim numele. Te rugăm în numele lui Iisus să lași tu binecuvântarea ta peste noi, peste casele noastre, peste familiile noastre. Să lași, Doamne Dumnezeule, Duhul tău cel sfânt în acest loc, Doamne, ca să vorbim din cuvântul tău și din adevărul tău, după voia ta cea sfântă. Îți mulțumim, Tată, pentru toate, n-avem cuvinte să-ți mulțumim. Te rugăm să ai milă cu cei bolnavi, cu poporul tău. Te rog să-i vindești pe toți, Doamne, să-mi dai sănătate după voia ta. Te rog, Tată, ascultă-mă la peste voia ta. Te rog, Doamne Dumnezeule, să fii în continuare cu noi, să ne păzești tu, să ne ferești de cel rău și de cel viclean. Zi de zi să fim la umbra aripilor tale. Te rugăm, Doamne, în numele lui Iisus. Ai milă și pe mai departe de noi și te rugăm să rămâi cu noi. Dorim să binecuvintezi și Israelul, dorim să binecuvintezi și România, țara aceasta, dorim să ne binecuvintezi cu pace, cu liniște care vine de la tine, după voia ta, ca să te putem slăvi, să te putem lăuda, să te putem glorifica pe tine și pe Fiul tău, Iisus Hristos, prin a cărei merite venim înainte ta zi de zi. În numele lui Iisus am cerut toate, dacă este voia ta, te rog să mă asculți, iar dacă nu, Tatăl, voia ta să se facă în toate. Amin. Amin. Mulțumim Fie aduse, Domnul nostru Iisus Hristos, Mântuitorul și Răscumpărătorul nostru, pentru această bană spirituală rugată din această dimineață. Binecuvintează și pe toți vorbitori din ziua de astăzi. Mulțumim pentru că ne-ai chemat în familia ta. Noi poate nu o să știm niciodată o părământă de mică ce ai găsit în inima noastră, dar și Tatăl Sfânt pe toate le știm. Tu ne citești gândurile, inimile. Noi nici n-apucăm să rostim cu finele, pentru că tu știi ceea ce vom face. Tatăl Sfânt binecuvântează pe toți ucitorii adunării noastre, binecuvântează patrumarea noastră, multă iubire, pace, binecuvântare. Binecuvântează pe vorbători tani, binecuvântează pe copilași. Binecuvântează și pe cei din familie noastre care nu fac din parte din casa credinței. Tatăl Sfânt, dacă e voia ta sfântă, lucrează tu la inimile lor. Noi știm că va veni ziua când toți ceva cunoaște și va afla despre tine. Dar până atunci, nu voia noastră să se facă, pentru că noi suntem mici copilași ai tăi și de multe ori te supărăm când cu partea cu vorba că suntem în defecte. Dar tu, primarea ta iubire, ai dat cea cum mai spun și mai drag pe Domnul nostru Iisus Hristos să-și verse sângele sfânt pentru noi. Și pentru asta nu avem cuvinte să-ți mulțumim fiecare zi. Tu ne vezi sărbiciunile și necazurile noastre. Tatăl Sfânt, binecuvântează pe toți bolnavii din poporul tău și familiile lor. Mântuie tu pe fiecare în parte. Tu le cunoști suferința, tu le cunoști bolile. Tu știi dacă poți să-i vindeci sau nu. Dar Tatăl Sfânt, te rog, ajută-i să rămână credincioși până în ultima zi a vieții lor. Pentru toate îți mulțumim și n-avem cuvinte. Tu ești alături de noi în necazuri, în bucurii. Tu ești alături de noi atunci când cel rău ne ispitește. Tatăl Sfânt, te rugăm să aduci împărăția ta cum zicem să fie și pe pământ. Dacă totuși cumva te-am supărat cu ceva, iată-ne prin Domnul nostru Iisus, îți cerem iertare. Dar nu voia noastră să se facă cea ta. Laudă, cinste și mărire să fie aduse în numele Tău și Domnul nostru Iisus Hristos, în vechi de veci. Amin.